Atunci echipa este formată din elevii Costache Andrei, Ștefănescu Andrei, Pâsca Andrei, Papuc Cristi și Ene Andrei. Ei reprezintă liceul agricol și au avut la profesor coordonator pe doamnele Stroie Filoptea și Ștefănescu Alina. Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul numit Fishmaster este Costache Andrei. Vă invit pe scenă, succes! În primul rând, bună ziua! Bine v-am găsit! Un aplauz! Astăzi vă vom prezenta ideea noastră de afacere. Numele firmei este Fishmaster. Slogan: dezvoltă-ți pasiunea și prinde natura. Motto: calitate, naturalețe și respect pentru om și pește. Forma de constituire: am ales SRL, Societate cu Răspundere Limitată, capital social 200 de lei. Cod CAEN 4764, comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, magazine specializate, 4638, comerț cu ridicat altor alimente, inclusiv pește, crustacei și moluște, 7911, activitatea ale agențiilor turistice. Analiza SUD. Ținând cont de principalele oferte ale concurenților noștri, am analizat punctele tari și punctele slabe în comparație cu aceștia. Puncte tari: calitatea înaltă a produselor oferite de noi, echipa tehnică și managerială tânără, cu vastă experiență în domeniu, idei moderne de realizare a afacerii, prețuri accesibile pentru toată lumea și strategii de marketing avansate. Punctele slabe ale afacerii sunt societatea nouă pe piață în domeniul acvaculturii și concurența acerbă. Oportunități: posibilitatea accesării fondurilor și evoluția pieței. Amenințări: principalele amenințări ale noastre sunt criza economică și concurența în creștere. Prezentarea afacerii. În perioada următoare ne propunem înființarea unui magazin ce se ocupă cu vânzarea de produse din domeniul acvaculturii. Clienții pot veni și testa produsele noastre direct în magazin, dar așa cum de multe ori timp nu ne permite acest lucru, am creat un site unde puteți accesa magazinul nostru online și vă puteți comanda produsele noastre chiar de la dumneavoastră de acasă. Din estimările făcute, clienții vor alege să investească o anumită sumă de bani după cum urmează. Pescarii ocazionali vor aloca 4750 de lei din bugetul lor, estimând un număr de 400 de potențiali astfel clienți. Aceștia ne vor aduce un venit de 1.900.000 de lei pe anual. Pescarii cu activitate continuă, în schimb, vor aloca 8.850 de lei, estimând un număr de 100 de potențiali clienți. Aceștia ne vor aduce un număr de 885.000 de lei. Ce oferim? Pachetul standard oferă taxa de pescuit sportiv, momentele necesare și cazare în cabane tradiționale de lemn. Pachetul Family conține pachetul standard plus accesul la piscină. Adițional, pe lângă aceste două pachete, vă putem oferi și transportul, taxa de reținere a peștelui, momentele necesare și echipamentul, mai dezvoltate decât cele inițiale, preparate specifice și bărcuța pentru plantat. Sponsorii și partenerii noștri. Principalii sponsori și parteneri ai noștri sunt Casa Pescarului, Total Fishing, Balta Poiești la Genes și Metro Cash & Carry. Viziunea principală a proiectului este de a oferi produse și servicii de calitate la prețuri practicabile și accesibile pentru toată lumea. Extinzând viziunea principală a proiectului în domeniul acvaculturii, vom aplica politici ale prețurilor scăzute, ca toată lumea să își permită să facă o excursie. Misiune. Principala misiune noastră integrală este de furnizarea promptă a produselor și serviciilor din domeniul acvaculturii la prețuri reduse. Misiune. Obiectivul general al proiectului este de creșterea rentabilității și profitabilității firmei cu maximum de profesionalism, prin aplicarea de altausuri comerciale scăzute, dar care să ne ofere o cifră de afaceri destul de considerabilă. Datele noastre de contact le puteți vedea pe ecran, le puteți găsi la e-mail sau la numerele de telefon afișate. Și vă invit pe toți să faceți o ieșire în natură, să vă destindeți. O partidă de pescuit consider că e perfectă pentru acestea. Și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Da.
vreau și eu să vă întreb. Vis-a-vis de pachetele pe care le-ați realizat, Balta unde este? Acu este? Puteți să mai repetați o dată, vă rog? Da, da, da. Unde se face pescuit? Unde? Ce baltă? Avem parteneriate cu diferite bălți. Balta Puiești la Genes este chiar în județul nostru și Casa Pescarului are acces și la piscină. Și gratis? Adică este, prețul gratis? Este inclus în pachet. Lista de prețuri? Pachetul standard conține taxa de pescuit sportiv, adică fără reținerea peștelui, okay, momentele necesare și cazarea în cabane tradiționale de lemn. Dar n-am regăsit un post. Este pe flyer. Nu, cât costă pachetul standard, dar nu știu cât. Și a spus că, deci aveți așa, două linii de business, să înțeleg. Magazinul online, corect? Corect. Pe care el este funcțional acum? Încă nu. E în dezvoltare. E în dezvoltare. Cât costă web-ul? Am estimat undeva la 150-200 de lei. Este o web-ul, ok, dar platforma, dezvoltarea platformei, nu am regăsit-o tot așa în costurile voastre. Adică 3.890 costă să faceți tot. Putem face o aplicație prin okay care... Da. Aici cred că vreau să mai lucrați un pic la partea asta de financiar. Eu sunt jurist, dar m-am dau și eu, mă dau cunoscătoare. Deci nu aveți costuri cu utilizarea domeniului respectiv, pe care cu siguranță va trebui să ne înregistrați și să le cuantificați aici, pentru că înțeleg că nu veți fi voi concesionar. Dacă ați fi concesionar, va fi foarte complicat, va fi și o procedură legală care costă, care durează, dar dacă accesați deja o concesiune existentă, vor fi niște costuri de închiriere, probabil. Deci eu înțeleg așa, că voi faceți exclusiv partea de marketing, online, offline, pachetele și vă veți parteneria cu acești beneficiari de concesiuni de bălți deja. Deci voi faceți strict partea de marketing, ăsta e obiectul vostru de activitate, în mod particular. Nu faceți mai mult de atât. Avem magazinul și nu avem balta noastră. Uh-huh. Noi oferim echipamentul necesar pentru pescuit și pescuitul în sine se face pe o baltă care este partener cu noi. Ok, bun. Mie mi-e clar, mersi. Câți dintre voi ați mers la pescuit? Aproape toți, okay, dacă nu chiar toți. Ați scris aici în planul de afaceri moment, 1000 de lei la pescari ocazionali, da? Momeală vie 250, lansetă 1500 de lei, telescop 500, accesorii, ață de pescuit și cârlige 1500. Deci accesoriile sunt la același preț ca și lansetele. Total de pescar 4.750 de lei. Pe an, pe lună? Este anual. Anual. Și câți credeți voi dintre pescarii ocazionali că vor veni să plătească 4.750 de lei? Că văd că ați scris aici 400 de clienți. E o tradiție în județul Buzău să meargă bărbații la pescuit? De obicei, da. Bărbații se relaxează și se recrează prin pescuit. Bravo! Bun, eu ce să zic, o să mă vin și eu când faceți firma, mă invitați pe mine odată, dar for frică, 4.750 de lei nu vă dau. Întâi să mă, prind, să mă prindeți acolo. Mai am câteva întrebări. Am văzut că ați scris că sunt 200 de pescari ce își desfășoară activitatea în mod constant pe tot parcursul sezonului de pescuit. Cât durează sezonul de pescuit? Depinde de bălți. Bălțile private au regim special de prohibiție. Este perioada în care peștele își depune icrele și nu poate fi capturat. Dar pe bălțile private patronul impune această taxă de unul singur. Deci câte luni? Cât durează?
3 luni, 6 luni, 8 luni, 10 luni? Cam 8. 8 luni. Deci bănuiesc că și activitatea voastră economică va fi sezonieră. Că dacă n-aveți baltă, ce o să se întâmple în lunile în care nu puteți presta activități economice? Ne vom dezvolta pe partea de pește răpitor, care poate fi capturat și în restul lunilor. Vom dezvolta afacerea. Momentan suntem doar pe partea de crab, care mănâncă planctonul de pe fundul pălților. Bine, mersi. Eu fac două remarci rapide, așa, pentru viitor. În primul rând, dacă vrei să ne convingi, nu citești. Da? Deci, presupunând că voi ați lucrat și sunt convins că voi ați lucrat toată chestiunea asta, atunci când vii în fața unor oameni pe care vrei să-i convingi, încearcă să te uiți la ei în permanență să nu citești. A doua remarcă, tot în sensul educativ, voi sunteți toți frumoși ca brazi, îmbrăcați în echipamentele astea de pescari, zâmbiți că nu vă lea nimeni peștele. Deci zâmbiți. Da? Deci nu vă smulge nimeni peștele din lansetă. Veniți cu zâmbet, veniți cu toată energia. E clar că sunteți pasionați, mare parte dintre voi. Zâmbiți, da? Și a treia remarcă, am văzut și la voi și la alți colegi, cu foarte mare ușurință puneți la planul de afaceri împrumut bancar. Da? Deci am văzut la voi 30% împrumut. Vă spun un secret. Nu finanțează băncile firme antreprenoriale la început de drum cu atât de mare ușurință. Și atunci, dacă puneți împrumutul la bancar, ar trebui să aveți ceva foarte puternic argument. În cazul de față, eu cred că nu v-ar finanța o bancă și atunci încercați să nu țineți cont de banii băncii, cel puțin la început de drum. Când derulați cifră de afaceri, când toată lumea prinde încredere și voi sunteți convinși că e pe drumul cel bun, va finanța și banca. Dar la început, bazați-vă pe banii voștri, ai părinților și rudelor care cred în ideea de pescuit. Mulțumesc. Am înțeles, vă mulțumim și noi. Mulțumim.